Andreea, Naționala României de fotbal a ajuns la Frankfurt și se pregătește pentru meciul cu Slovacia. Jucătorii sunt optimiști și speră să obțină calificarea în faza următoare la campionatul european. Și suporterii români sunt pregătiți să facă spectacol pe străzile din Frankfurt și pe arena pe care se va desfășura meciul mâine, începând cu ora 19. Este acolo la Frankfurt, chiar în fața hotelului unde urmează să fie cazați jucătorii naționalei și colegul meu, Laurențiu Rădulescu. Bine te-am regăsit, Laurențiu! Au ajuns și fanii români acolo care să-i aștepte pe tricolori? Da, bun găsit. Într-adevăr, vorbim de câteva zeci de persoane care au venit aici în fața hotelului din Frankfurt de mai bine de o oră. Îi așteaptă pe noștri să sosească. Din informațiile pe care le avem, au intrat deja în oraș și urmează să ajungă aici la hotelul unde vor fi cazați. Vor rămâne pe loc preț de câteva ore pentru a se caza, pentru a se odihni, după care, bineînțeles, va urma antrenamentul oficial. Sunt mulți, foarte mulți români, în primul rând, care stau aici în Frankfurt. Avem o comunitate de aproximativ 70.000 de oameni. Pe de altă parte, foarte mulți suporteri care ne spuneau faptul că au fost inclusiv la primul meci al naționalei noastre la München, care au fost inclusiv la meciul cu Belgia și nu aveau cum să rateze. Atenție, chiar dacă mulți dintre ei nu au bilete la meciul cu Slovacia, au venit aici în Frankfurt tocmai pentru a asista în fanzonul care a fost amenajat la meciul naționalei noastre. Spuneam ceva mai devreme, tricolorii sunt așteptați și, dacă nu mă înșel, chiar în acest moment se îndreaptă. Am văzut câteva motociclete de poliție, dar haide să vi arătăm, pentru că iată și autocarul care sosește în momentul de față la hotelul din Frankfurt. Vorbim despre oameni care au venit să-i aștepte, care au venit să-i încurajeze pe tricolori, așa cum ne-au obișnuit de altfel suporterii noștri încă de la primul meci al naționalei. Stăteam să știi de vorbă ceva mai devreme cu câțiva dintre oamenii, dintre românii care vor fi alături de tricolori, de Naționala României, și care ne spuneau faptul că, din câte știu, pentru că și-au scris pe rețelele de socializare, au vorbit între ei, numărul celor care vor fi prezenți pe stadionul din Frankfurt, numărul românilor, va fi unul mult, mult mai mare decât cel pe care l-am văzut, de exemplu, în meciul cu Belgia. Este un stadion impresionant, un stadion care seamănă cu Național Arena, cu o capacitate de peste 50.000 de locuri, și iată staful coborând în momentul de față din autocar. Staful României, un număr al suporterilor, ziceam ceva mai devreme, de peste 30.000 se așteaptă aici la Frankfurt, sigur, asta dacă nu mai punem la socoteală cei care vor fi în fanzonuri și pe străzile orașului. L-am văzut acum pe Yanis Hagi, cred că a fost primul sau printre primii jucători care a coborât din autocarul României, rând pe rând îi putem urmări în această transmisiune. Vă spuneam ceva mai devreme, foarte mulți fani care așteaptă pe ai noștri vor fi, și iată și interacțiunea. Haideți să ascultăm, pentru că este o sesiune scurtă de autografe. Bravo, băieți! Haideți, băieți! Haideți! Haideți! Haideți, băieți! Cu credere! Bravo, băieți! Hai, hai, hai! Doamne ajută! Haideți, băieți! Haideți! Haideți, Nis! Haideți, Nis! Haideți pe stânga! Sunt încurajări care vin de aici, de la doar câțiva metri, așadar, de autocarul național al României, încurajări care nu au cum să nu îi facă, iată, portarul României, care a intrat în urmă cu foarte puțin timp, și scandările fanilor pe care le auzim. România, o atmosferă superbă, o atmosferă pe care românii prezenți aici o întrețin, și cred că întreaga nebunie se va extinde în centrul vechi al Frankfurtului. Spuneam ceva mai devreme faptul că mă uitam pe rețelele de socializare, pe grupurile de români care sunt aici în Frankfurt și care scriau că vor să se adune undeva în centrul orașului, într-o piațetă, pentru a umple din nou, așa cum am văzut și în München, așa cum am observat de altfel inclusiv în Köln, pentru a umple străzile
tribunele de o mare galbenă. O atmosferă uluitoare pe care suporterii noștri vor să o întrețină așadar, o atmosferă care se va muta în cursul zilei de mâine pe stadionul din Frankfurt. Fericiți suporterii să-i întâlnească pe jucătorii naționalei care au ajuns în aceste momente la hotelul unde vor fi cazați astăzi. Urmează în această după-amiază un antrenament care nu va avea loc însă pe arena din Frankfurt. Mâine însă absolut senzațională cu siguranță atmosfera, pentru că aproximativ 30.000 de suporteri români sunt așteptați pe stadion la meciul care va avea loc începând de la ora 19 și bineînțeles România speră să câștige meciul acesta. Se fac tot felul de calcule înaintea partidei. O să vă ținem oră de oră la curent cu ceea ce se întâmplă acolo la Frankfurt. Laurențiu Rădulescu, mulțumesc mult pentru această corespondență. Haideți să ne mai întoarcem însă puțin acolo la Frankfurt. Cum e atmosfera, spunem, și de ce, cine ai venit? Foarte frumos. Pentru România am venit. E foarte frumos, am fost și la München, am fost și la Köln, dar din păcate nu am prins bilete pe stadion, dar am fost în fan zone și a fost foarte frumos. Sunt din Sibiu și am venit la meciuri. Șansele sunt foarte mari să mergem mai departe. Sper să batem cu 2-1. 2-1. 2-1 pentru România. Da. Ne calificăm de pe primul loc? Da. Cred că o să batem cel puțin 3-0, la fel ca cu Ucraina. Băieții, eu cred că sunt într-o formă foarte bună și le urăm succes mâine seară.